Haideți să ne mutăm la exercițiul 3. Avem mulțimea aceasta de matrice, trebuie să arătăm că H cu mulțirea grup abelian. Din nou începem și anume să arătăm că H este parte stabilă a mulțimii matricilor față de operația de mulțire. Lucrăm cu matrici, voi pune litere mari. Oricare ar fi A și B din H, vreau să arăt că produsul A ori B este în H. Plec, fie A și B în H. Prin urmare, A-ul meu este o matrice de formă, merg cu indici, A1, B1 radical din 3, B1 radical din 3, A1. Cu cele două condiții, A1, B1 în Z și A1 pătrat minus 3, B1 pătrat egal 1. Și B, A2, B2 radical din 3, B2 radical din 3, A2, A2, B2 în Z. A2 minus 3, B2 la pătrat egal 1. Și calculez produsul A ori B. Atunci, A ori B egal. Scriu, deci, A1, A1, B1 radical din 3, B1 radical din 3, de mulți cu A2, B2 radical din 3, B2 radical din 3, A2. Egal, linie ori coloană. A1, A2 plus B1, B2 ori 3. Să scriu și eu mai frumos un pic, deci egal. A1, A2 plus 3, B1, B2. Apoi, ăsta ori ăsta. A1, B2 radical din 3 plus B1, A2 radical din 3. Apoi, B1, A2 radical din 3 plus A1, B2 radical din 3.